Este doliu național în Serbia, decretat în mod oficial de autorități după tragedia de miercuri dimineață. Parchetul a dezvăluit însă că tânărul atacator, care și-a împușcat colegii de școală, nu va fi tras la răspundere în mod penal. Ce cred cetățenii despre această tragedie fără margini? Tânărul care și-a ucis 8 colegi de școală, dar și pe pasnicul unității de învățământ, a fost arestat, însă nu va putea fi judecat. Motivul pentru care băiatul nu va putea fi tras la răspundere penal este simplu: el nu a împlinit încă 14 ani. Băiatul este considerat iresponsabil din punct de vedere penal, întrucât el nu a atins vârsta de 14 ani, a transmis parchetul sârb. Între timp și tatăl băiatului a fost arestat. Oamenii legii îl acuză de punerea în pericol a siguranței publice în formă agravată. Cele două arme cu care tânărul și-a masacrat colegii aparțineau tatălui său în mod legal, însă acesta din urmă afirmă că le ținea acasă închise într-un safe care avea un cod. Pe de altă parte, autoritățile au anunțat în cadrul unei conferințe de presă că băiatul și tatăl său mergeau deseori împreună la poligonul de trageri. În acest context, cetățenii sunt de părere că părinții lui sunt vinovați din cauza faptului că nu l-au controlat suficient și nu și-au dat seama cu ce se confruntă. N-a fost controlat la timp sau mai tot timpul. Un copil trebuie să fie controlat. Și eu am avut și am copii mari, cu copii și cu nepoți, nepoții copiilor mei, și îi controlează în fiecare oră. Trebuie să știe unde este, trebuie să știe ce face, cu cine umblă. Ar fi trebuit cumva mai mult controlat de către părinți. Mai mult controlat. Și mai ales mama trebuie să fie foarte, foarte apropiată de copilul ei. Chiar dacă e băiat, mama trebuie să fie cea mai apropiată. Între timp, numărul persoanelor rănite a ajuns la 7, iar una dintre fetele împușcate în cap este în stare critică. După ce a comis sângerosul atac armat, el a sunat la poliție și a spus care este numele lui și că a împușcat mai multe persoane. Potrivit șefului poliției din Belgrad, dintre cei 8 elevi uciși, 7 erau fete și unul băiat. 5 dintre victime având 14 ani. 2, 12 ani și una 13 ani. Anterior, băiatul îl împușcase mortal pe agentul de pază de la intrarea în școală. De asemenea, cetățenii susțin faptul că acest copil a înțeles libertatea greșit și că cea mai mare parte dintre adolescenți și tineri tind să facă acest lucru din cauza educației care nu mai este la fel de severă, deși ar trebui. Libertinismul ăsta, libertatea asta necontrolată, nu este bună. Deci, încă o dată, educația trebuie să pornească de acasă, iar în școală să fie mult mai severă. De asemenea, unele persoane tind să arunce vina pe părinții băiatului pentru tot ceea ce acesta a săvârșit, deoarece chiar tatăl băiatului a fost cel care l-a învățat pe acesta să tragă cu arma. Credeți că ar putea fi cumva și vorba despre niște lacune în ceea ce privește educația venită din partea părinților? Absolut totul. Educația unui copil se dă din fașă. Absolut totul. Părinții lui sunt vinovați. Ei sunt adevărații criminali. Pentru că pe copil, în loc să-l înveți lucruri frumoase, lucruri despre artă, de știință, să cunoști literatură, sport, l-a învățat să tragă cu arma, cu pistolul. Deci el era dotat. În atac au fost răniți mai mulți elevi și o profesoară, unii dintre ei fiind în prezent spitalizați în stare gravă. Potrivit informațiilor prezentate de poliție, băiatul pregătise atacul armat timp de o lună. Acesta își făcuse și o listă cu viitoarele victime și deținea schița claselor. După această tragedie, în Serbia au fost decretate 3 zile de doliu național, între 5 și 7 mai.